Le dat un șef de la Anastasia care a făcut cartea. Da, la Anastasia. Bucuroiu îl cheamă. Cum îl cheamă? Răzvan Bucuroiu. Am crezut că Coroi, că a fost un ban de Coroi pe aici. Da, da. Ăsta de aici cu Buhaiu, ăsta e o mare, e de la București. Ai stat să duc cu nea, vedem o măgăr? Da. Să fotografează, să scrie pe Cleopa. Da, așa că să stăm aici. Părinte, omul ăsta vine în America ca să vă vadă. Și tu vezi o potrigaie mea, o hârbăga cu tot. Așa. Eu sunt moșneau puteți, păcătos, rău. N-am și noi cum suntem atunci, dacă dumneavoastră... Voi sunteți oameni mari, măi, mă pun eu cu voi. Domnule prim-ministru, eu sunt potrigaie. O moșnea pute, nu pot sfătuiesc pe prim-ministru care conduce țara. Nu, că nu plec de aici până nu-mi dai sfat. Eu știu câte cărți ai scris dumneata. El mi-a spus că e din Basarabia și străbunicii lui a fost arcierei și preot. A lui Văcăroi din neam de preot. Preot, da, da, ne-o poveste, da. Ziceți în continuare cu ăsta, cu omul ăsta. Da. Nu plec de nu s-o pot drept lângă mine. E gentele. Domnule prim-ministru, n-a să dau eu un sat, a să dai un sat împăratul cuvintelor. Cine e ăsta? Sfântul Vasile cel Mare. Așa îl numește biserica. Ochiul bisericii, gura așa de foc a Duhului Sfânt și împăratul cuvintelor. Ce zice el? El a făcut școală în Alexandria și în Atena. Cu un filosof, unul Eubul. El după ce a terminat studiile mari, a luat pe Sfântul Grigori din Adean, prietenul lui, și a plecat în pustie 13 ani să aibă experiență de viață pusnicească. Și când a ieșit, a făcut vestitele cele spitale, Vasile Iadele, care era spitale și mănăstiri, un pavilion de călugări, unul de bolna, un pavilion de maici, un pavilion de femei bolna. Și zic că a venit Eubul la el, când era el episcop la Cezarea Capadociu, o, Vasile, zic că am învățat atâta ani împreună la școală. Să-mi spui mie, care e cea mai mare înțelepciune? Care păzește pe om de tot păcatul? Și-l duce la rai. O, Eubul, cea mai mare înțelepciune? Care păzește pe om de tot păcatul și-l duce la fericirea veșnică, pururea să vadă moartea înaintea lui. Așa a zis lui Văcăroiu? Da! Și să aibă minte pe Doamne Iisus, da soție de acolo. Vezi, te gândești la moarte, că îți place discoteca, te gândești. Că îți place discoteca? Da. Și el a râdeu, ei spune, că ei scrie. Și i-am vorbit 3 ore jumătate. Cu a dus metropolitul, ai fost inspirat.